S-au primit din nou scrisori și cadouri în casa Mireasa. A primit și Liviu din partea grupului lui de susținători, lei lui Liviu. Acesta le-a mulțumit pe Antena Play, spunându-le că le mulțumește pentru cuvintele de sprijin atât celor care sunt alături și celor care îi trimit mesaje mai puțin frumoase sau care nu îi înțeleg alegerile. El în continuare face ceea ce simte, îi iubește pe toți, chiar dacă i-au trimis mesaje frumoase sau mai puțin frumoase și abia așteaptă să se întâlnească cu toți, să-i cunoască pe toți. Chiar spunea, ne vedem afară, abia aștept să ne vedem la un grătar. Așa cum am mai spus, atitudinea lui este una foarte pozitivă, foarte veselă și nu, nu văd niciun fel de ranchiună sau de răutate în cuvintele lui, chiar dacă, așa cum știți și dumneavoastră, a primit și mesaje mai puțin plăcute sau unii chiar și-au retras susținerea față de el datorită alegerii lui.